Bună dimineața, România! Bună dimineața, Moldova! E o zi frumoasă de 3 noiembrie. Are o semnificație aparte pentru noi. Împlinim 25 de ani de la prima emisie. Așadar, spunem la mulți ani TVR Iași, la mulți ani, dragi colegi, și la mulți ani, dragi telespectatori, pentru că fără dumneavoastră noi nu am mai fi aici. Și spun și la mulți ani, Horia! Bună dimineața! La mulți ani pentru toată lumea! Bună dimineața! Bună dimineața! La mulți ani! La mulți ani, la mulți ne-am ani! Ne-am îmbrăcat ca într-o zi de sărbătoare. Sărbătoare împreună cu telespectatorii noștri. Îi salutăm pe toți cei din toată țara care se uită la noi astăzi la Regional Cafe și să le spunem încă o dată la mulți ani tuturor colegilor noștri. Fie că mai lucrează aici, fie că nu mai lucrează, fie că ne ajută de sus să facem emisiuni mai bune, le mulțumim tuturor celor care de-a lungul timpului i-au pus și ei câte puțin la ceea ce înseamnă astăzi TVR Iași. Vreau să-i salut, dacă noi facem astăzi 25 de ani de la prima emisie, trebuie să spunem că televiziunea română va împlini în acest an 60 de ani de activitate. Îi salutăm pe toți prietenii noștri, chiar și de la București, cei care ne ajută cu această transmisie, toată echipa tehnică, la mulți ani și din partea noastră și mulțumim pentru modul în care ne ajutați ca TVR Iași să apară pe posturile naționale și internaționale. Horia, ce înseamnă pentru tine cei 25 de ani de TVR Iași? Eu nu am 25 de ani de TVR Iași, am doar 19, dar înseamnă ca pentru noi toți înseamnă acasă. Și înseamnă o pasiune, în primul rând, și e un loc care te cheamă de fiecare dată. Pentru că mă bucur că sunt din nou alături de tine în echipa matinalului. Uite, se rog să-l... Hai să-l vedem și pe Gabi, alături de care am făcut prima emisiune. Și la... suntem live pe Facebook. Live trebuie pe să Facebook. Le spunem telespectatorilor. Da, uite, Gabi ne ajută Facebook-ul să facem asta. Pus acolo, trebuie să le spunem telespectatorilor că eu am realizat aici printre primele emisiuni împreună cu Gabi, vorbim de care pe care, apoi am făcut matinalul împreună cu Maria, apoi cu Gabi Rotaru și e o flacără, te ajută să arzi în fiecare dimineață, te regenerezi, treci printr-un catarsis și apoi a doua zi vii din nou proaspăt, fresh, să spui astăzi am să vă spun din ziarul de Iași niște mituri despre alimente. Cum altceva decât despre aliment, cărora s-ar putea să, în plasa cărora s-ar putea să cazi și tu puțin mai târziu. În schimb, mai târziu aflăm asta. Da. Dar până atunci eu le zic telespectatorilor să ne sune la numărul de telefon 0232 20 90 12, pentru că avem 5 invitații duble la spectacolul nostru aniversar de mâine de la ora 18 la Casa de Cultură a Studenților din Iași. Din Iași. Intrarea doar pe bază de invitație și obțineți doar la acest concurs telefonic. Primii 5 care sună primesc o invitație dublă. Dar până mâine mai e azi. Mai este astăzi. Ora 16, caravana filmelor documentare în sala Studio TVR Iași. De la ora 16 va fi proiectat și filmul 25, o istorie călătoare, un film realizat de Violeta Gorgos și Raluca Aftene, dar cu întreaga echipă TVR Iași. Vedem și DVD-ul în premieră. Acum vedem în premieră națională și internațională, am văzut și afișul. Trebuie doar să veniți să ne spuneți aici la sediu TVR Iași la mulți ani, gânduri bune, dacă ne-ați urmărit, ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut. Dar eu zic că ne pot suna telespectatorii în această dimineață. Dacă vor să ne transmită ceva, am numărul de telefon vă stă la dispoziție, 0232 20 90 12. Astăzi aș spune că sărbătorim 160 de ani, așa da? Este? 25 de ani de TVR Iași, 75 de Radio Iași și 60 ai operei naționale române din Iași. Eu văd pe cineva acolo care nu mai are răbdare deja. Așa este, Roxana. Este Roxana, numai să-i spunem și ei bună dimineața. Și la mulți ani. La mulți ani și luna asta e o lună frumoasă, plină de aniversări. Bună dimineața! Bună dimineața, Roxana! Bună dimineața, Steliana! Bună dimineața, Horia! Și la mulți ani! Ai pregătit știri pentru azi? Sigur că da. Cam fiecare dimineață. Ascultăm. Caz cutremurător la o școală din județul Galați, paznicul instituției este acuzat că a bătut un copil de 13 ani. Băiatul a fost lovit cu coada măturii și a ajuns la spital cu traumatism craniocerebral. Familia lui așteaptă acum rezultatele investigațiilor ca să afle dacă nu cumva băiatul va rămâne cu sechele. A bătut un la paznicul de la școală. Dar a bătut pe băiat? Da, l-a bătut, a rupt cotorul de mătru de capul lui. Bunicul spune că acest tratament i-a fost aplicat lui Florin de paznicul școlii numărul 1 din localitatea gălățeană Schela. Totul ar fi pornit de la o ceartă între paznic și elevul de clasa a 7-a. Băiatul, care era de serviciu în acea zi, ar fi vrut să intre în clasă să recupereze ghiozanele lăsate acolo de câțiva colegi, dar gardianul ar fi refuzat să-l lase. L-a lovit, i-a dat un pumn în spate, gardianul, băiatul a fugit, a speriat.
El iar a fugit după el cu mătura, i-a dat cu mătura, cu coada măturii sau nu mai știu ce a zis băiatul, și a rupt tot capul lui, efectiv, a căzut jos, băiatul a căzut jos inconștient. A vrut să-l ia agenții la băieță, aia să-l dea la elevi, colegii lui. Și atunci l-a luat la bătaie. După incident, băiatul a mers acasă, dar la scurt timp a început să se simtă rău și a fost dus la spital. Acum este internat la secția de neurologie. A suferit un traumatism craniocerebral. În prezent are un mic hematom parietotemporal, în regiunea temporală dreaptă. Rămâne câteva zile sub observație la aprecierea noastră. Ne rezervăm de a extinde investigațiile imagistice. Directoarea școlii susține că, de fapt, băiatul și câțiva colegi ar fi vrut să chiulească de la ore, iar paznicul ar fi încercat să-i oprească. Unul dintre copii a adresat cuvinte jignitoare paznicului, vorba de elevul Misăilă, și a luat-o la fugă și paznicul a aruncat cu o mătură după. Asta de vorbă cu paznicul? Ce v-a spus? Da. Ieși din fir? Da, și a ieșit din fir. Mama elevului este decisă să-l reclame pe paznic la poliție, însă cazul a ajuns deja în atenția oamenilor legii. Poliția s-a autosesizat și a deschis o anchetă penală cu privire la săvârșirea infracțiunii de lovire și alte violențe. Producătorii agricoli strâng ultimele recolte din sere, legumele lor sunt vândute însă la preț dublu în piețele agroalimentare. Dacă un kilogram de ardei gras se vinde la poarta depozitelor cu 2,5 lei, pe tarabe costă 5 lei. Și asta din cauza că intermediarii reușesc mai bine să prindă un loc în piețe. O altă problemă semnalată de agricultori este cerința mare de produse cu aspect frumos, dar mai puțin sănătos. De aceea tot mai mulți folosesc semințe din import. Daniel Gemene locuiește în comuna Tamaș din județul Bacău. Acum câțiva ani a văzut la un vecin cum se face un solariu. Ulterior s-a apucat de legumicultură, iar acum ardeii, roșiile, conopida și zarzavaturile sale ajung în depozitele Angro din oraș. El spune că pentru un kilogram de ardei capia primește 2 lei și 50 de bani. Pentru că roșiile românești se deteriorează în timpul transportului, iar pe un rug cresc doar 2 kilograme, bărbatul folosește semințe din Olanda. Acestea din urmă produc câte 7-8 kilograme pe lăstar. Prețul la conopid de 1,50 lei. Pe piață se vinde cu 4-5 lei. Și 6 au fost. Și ardeii? Ardeii 2-5, 3 de acasă. Ce e frumos, ce e mai mic, rămâne să ne chinuim cu el să-l vinde. La taraba adaosul este mai mult decât dublu. Ardeii capii ajung să coste câte 7 lei pe kilogram. Conopida se vinde în depozite cu 1 leu și 50 de bani, iar în piață ajunge la 4 lei. Oamenii spun că nu au de ales și cumpără ce găsesc pe tarabe. Comercianții, dacă am putea merge la ei să luăm mai mult, da, ce să zic, știți cum e comerțul, n-ai ce să faci, asta este. Zici că la Cug ar fi mai ieftin, dar cine ajunge acolo? Aici vin, dau cât cere. Conform legii, poate deveni producător agricol cu drept de a vinde la piață orice persoană care deține o suprafață de pământ de cel puțin 500 de metri pătrați. În aceste condiții ajung să vândă la suprapreț persoane care nu au muncit niciodată pământul, dar care cumpără produse de la agricultori. În această săptămână, TVR Iași sărbătorește 25 de ani de la prima emisie. Evenimentele aniversare au debutat cu ziua porților deschise. Telespectatori de toate vârstele au venit la sediul nostru din strada Lascăr-Catargii 33 și au intrat în culisele televiziunii. Aceasta este camera cu prompterul, aici stă prezentatorul. Pe 3 noiembrie TVR Iași împlinește 25 de ani de la înființare. Primii telespectatori curioși veniți la TVR Iași au fost elevii școlii Spectrum și ai Colegiului Național. Copiii au vizitat studioul și au aflat cum se realizează o emisiune de televiziune. Radioului se lucra cu aparatură adusă de acasă, dar cu entuziasm cât să ajungă, măcar pentru 35 de ani. Ce-ți place în televiziune? Ce mai mult îmi plac cameramanii, pentru că este o muncă foarte grea să filmezi, să ții camera în mână, să o manevrezi. În televiziune e nevoie de foarte multă lumină, foarte multe reflectoare. Am învățat cum să umblu la o cameră, cum să citesc pe prompter și la lumină. Ți-ai dorit să lucrezi în televiziune? Da, foarte tare. Ce meserie ai alege? Știrist. Te pasionează televiziunea sau filmul? Nu pot să spun că mă pasionează. Îmi place să urmăresc filme și seriale dacă am timp.
Dar nu cred că aș vrea să lucrez în domeniu. Noi toți cei de la partea tehnică practic asigurăm toată sincronizarea. Cum a fost vizita la TVR Iași? A fost chiar interesant, nu m-am așteptat să descoperă de chestii. Sincer, nu sunt familiarizată foarte mult cu ce se întâmplă într-un studio și așa, și chiar a fost interesant pentru mine. De ziua porților deschise la sediul TVR Iași din strada Lascăr Catargii 33 au venit telespectatori de toate vârstele. Cum vi s-a părut la TVR Iași? Foarte frumos și orașul e frumos și în TVR am mai fost de mai multe ori. Arată foarte bine și e foarte drăguț și nu am crezut până acum că într-un spațiu atât de mic puteți face atâtea minuni. Adică în același spațiu aveți mai multe birouri și locuri de unde emite și e foarte drăguț și foarte frumos. De la ora 16 a debutat caravana filmelor documentare în sala studio. În prima zi au fost programate producții TVR Iași premiate în acest an la festivaluri naționale și internaționale. Caravana va continua joi, când va fi lansat filmul 25, o istorie călătoare, realizat de Violeta Gorgos și Raluca Aftene. E o săptămână plină, care încununează câteva luni de muncă și nu e o exagerare. Sărbătoarea nu e a noastră. Noi ne amăgim, e de fapt a telespectatorilor noștri. Ne-am bucurat să simtă cât mai mult din această sărbătoare. Evenimentele aniversare vor continua pe parcursul acestei luni, atât la Iași, cât și la Cernăuți și Chișinău. Programul complet poate fi văzut pe site-ul TVR Iași, dar și pe pagina noastră de Facebook. Atât cu știrile. Pentru astăzi, Eliana Horia, ne vedem. Mulțumim, Roxana! Nu uita nici tu, de la ora 16, ne vedem aici în sala studio, caravana filmelor documentare. Și o așteptăm și pe Roxana, nu? Să o așteptăm aici. Cu zâmbetul ei de acum, proverbe. Iată, deja lucrurile s-au rezolvat. Bună dimineața, bună dimineața încă o dată. Gânduri bune, trebuie să le spunem telespectatorilor, s-au dat invitațiile pentru spectacol. Deci vă rugăm, nu mai sunați, doar dacă doriți, eu știu, poate să intrați în legătură telefonică directă cu noi. Să ne spuneți la mulți ani, să ne salutați, ce mai avem pe aici, să ne spuneți pe masă, de unde ne urmăriți, mai ales că ne vedem în întreaga țară astăzi. Exact, așa că exact, îi salutăm pe toți telespectatorii noștri care văd emisiunile noastre pe TVR3, pe TVR Internațional, pe TVR Moldova, pe TVR2, pe TVR1, pe TVR Iași. La mulți ani încă o dată. La mulți ani tuturor și spunem la mulți ani și Radio Iași. Ieri colegii noștri au împlinit 75 de ani de activitate, dar TVR Iași a făcut un film cu această ocazie. Colegii noștri, Oana Lazăr, Adrian Butnaru aici de față, chiar prezent în această dimineață, Cristian Zbângu, pe care l-ați văzut ieri. Ușor, emoționat. Cu o lacrimă în colțul ochiului. Eu zic să vedem un fragment din acest film aniversar, după care vorbim despre cei 75 de ani de Radio Iași. În 75 de ani, Radio Iași a însoțit generații de ascultători. Poate am învățat limba română de la Radio Iași. Poate am învățat rostirea corectă. Poate am cunoscut oameni. Poate am trăit întâmplări cu Radio Iași. Idei, emoții, sentimente, imagini în cuvinte și cuvinte cât 100 de imagini. Poate ne-am îndrăgostit de o voce de la Radio Iași. Poate am călătorit cu muzica de la Radio Iași pe întreg pământul. Sau poate ne-am dus către o carte. Poate am înțeles de la Radio Iași ceva ce școala n-a știut să ne spună. Sau poate radioul a fost cea mai bună școală. Ce are unic povestea asta numită Radio Iași? Ce face microfonul și cuvântul în libertate când omul de la microfon respectă valori și crede în profesia lui?
Destinele celor ce au lucrat la Radio Iași lipite au rămas de istoria radioului Iași. Aceste clipele sunt dedicate, de fapt. Microfonul și eterul ce aparțin radioului Iași e un puternic mod de a fi, de care nu te desparți chiar și plecând de la Radio Iași. În 75 de ani e o sumă de istorii personale. Nu credeți, e vina voastră. Poate încă n-ați cunoscut oamenii de la Radio Iași. Nimic grav. Deschideți azi acum radioul pe frecvențele cunoscute. Știrile radioaștile de la ora 14. La Radio Iași 1053, unde mergi? Alături de Cătălin Bușcă, de Ciprian Bejan și de George Vanvu, cu toții vă mulțumim. Ascultă Radio Iași. Radio Iași, primul radio din Moldova. De 75 de ani cu Radio Iași. Radio al fiecăruia, un radio al tuturor. La mulți ani Radio Iași, la mulți ani Claudia Crăcăleanu, manager Radio Iași. Bună dimineața și bine ați venit la noi. Bună dimineața, la mulți ani și vouă. Vă mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc mult. Cu mare drag. Din cei 75 de ani, câți i-ați petrecut în relația? Mulți, vreo 20 să fie. Mă uitam la film și întotdeauna mă emoționează imaginile cu colegii noștri de mai de mult. Unii nu mai sunt printre noi și chiar îmi dă fiori când văd cum a evoluat radioul, cum era odată și cum a ajuns să fie acum. E o vârstă frumoasă, 75 de ani, care ne obligă pe noi, cei care am preluat ștafeta, să fim responsabili și să ducem mai departe radioul acesta frumos, care pentru noi este o sărbătoare. Unii au spus că radioul va muri la apariția televiziunii, că televiziunea va muri la apariția internetului, dar iată că nu s-a întâmplat asta. Povestea continuă, istoria se scrie în continuare, așa se întâmplă și la Radio Iași, doar vă adaptați noilor tehnologii, noilor tendințe, să spunem. Așa este, întotdeauna ne adaptăm, suntem într-o continuă schimbare și într-o profundă adaptare la ceea ce înseamnă mediul online. Avem un site cu care noi ne lăudăm tot timpul, care aduce o sumă importantă de vizitatori. L-am deschis și eu în această dimineață, radioiași.ro, îl găsiți foarte. Apropo de ce ușor. Spuneai tu, Steliana, surpriză, și radio și televiziunea sunt pe internet. Uite, trebuie să arăți bine și la radio dimineața. Da, trebuie să arăți bine și la radio. Avem și un streaming video. Suntem prezenți pe toate rețelele de socializare. Avem adrese de Facebook, pe Twitter suntem activi. Pe acest site pe care putem vedea știri de ultimă oră, știri de ultim moment, este echipa de la știri de la Radio Iași, care încarcă permanent acest site cu informații noi. Și TVR Iași este live pe internet, pe TVR Plus, pe iași.tvr.ro. Ne găsim și noi și pe paginile de socializare, dacă tot suntem în era aceasta a tehnologiei, dar ne vedem astăzi în direct și pe TVR 3 și TVR Iași. 75 de ani de Radio Iași pe care i-ați sărbătorit
sărbătorit. V-ați gândit vreodată că veți lucra aici? Nu, Doamne, chiar nu m-am gândit la începuturile carierei mele că se va întâmpla asta și o să fiu martora acestor evenimente, a aniversării a 75 de ani de vârstă a Radio Iași. Nu m-am gândit, dar iată că timpurile ne-au prins așa în această împrejurare. Eu mă bucur foarte mult și sunt onorată că în acest moment al aniversării Radio Iași a trebuit să mă ocup de toate acestea, să fiu vocea radioului în zilele acestea de aniversare. Dar știu că radioul a fost prima pasiune și așa a rămas. Așa este, da, adevărat. În filmul realizat de colegii noștri, telespectatorii pot vedea imagini din arhiva TVR Iași, îl pot vedea pe Petru P. Andrei, un interviu din 1996, da. Primul crainic. E primul crainic al Radio Iași, care la 2 noiembrie 1941, acum 75 de ani, a spus la microfon: aici Radio Moldova. Așa s-a numit atunci la început radioul Iași de astăzi. Profesorul Petre P. Andrei a rămas multă vreme crainic al radioului Iași și iată l-am putut vedea în imagini de arhivă. Există și niște fotografii alb-negru cu domnia sa. Există și un documentar foarte bine realizat tot pe site-ul Radio Iași, îl găsim, realizat de colegii noștri de la Rador, care arată istoria de la începuturi cu profesorul Petre P. Andrei și fotografii alb-negru până astăzi. Tot în film am văzut că spuneau colegii dumneavoastră că misiunea radioului, de fapt în primul și în primul rând crainicii de la radio, trebuie să păstreze acuratețea limbii române. Așa este și pentru dumneavoastră. Da, dăm mare importanță limbii române. Știu că și dumneavoastră o faceți aici. Păi dacă nu o să o facă televiziunea și radioul publice, cine să aibă grijă de limba română? Cum a fost aniversarea? Știu că aseară ați fost la Palatul Culturii din Iași, sala a fost plină și neîncăpătoare. Da, dar noi am început aniversarea cu ceva timp în urmă, pentru că este atât de important această zi și această aniversare de 75 de ani. Am început prin a marca aceste momente cu spectacole și știu că urmează să vină aici domnul manager al Operei Române din Iași, Cosmin Marcovici, dacă am devoalat ceva din desfășurătorul vostru, o să mă scuzați. Nu-i problemă, oricum era secret. Da. Domniile lor, Opera Națională Română din Iași ne-a dedicat un concert, concertul Carmen din 30 octombrie, un gest care ne-a onorat profund și pentru care mulțumim mult conducerii Operei Române din Iași. Am avut un concert folk pop în radio, în sediul Radio Iași, ne-au cântat cei de la Fără Zahăr și Vali Bogian Band. Am fost în teatrele din Moldova, la Botoșani, de exemplu. Am primit o distinție și un spectacol, aniversarea chiar s-a numit, dedicat zilei noastre. Și da, aseară am fost la Palatul Culturii, în sala Henri Coandă, unde am ascultat un concert cameral. A fost foarte frumos, ne-am simțit foarte bine alături de prieteni. Am văzut filmul realizat de TVR Iași, de colegii Oana Lazar, Cristi Zbâncu și Butnaru. Și Adrian Butnaru, care este aici. Le mulțumesc mult. Filmul a făcut o impresie extraordinară, a fost atât de bine primit de sală, a stârnit emoție și între colegii mai noi și între cei de altă dată. Și pentru asta vă mulțumesc mult și vă urez la mulți ani și vă doresc să aveți parte de aceleași semne de prietenie din partea celor din jur. Mulțumim frumos! Vreau, de fapt, sunt și foarte curioasă dacă vreodată v-ați întâlnit cu cineva care v-a recunoscut după voce. Pentru că știm, dacă la televizor ne vedem și ne auzim, la radio... Pesteleana o recunoaște toată lumea. Trebuie să spun public acest lucru. Nu mai poți să ieși la filmare cu Sebi, cu Fox, cu restul lumii, pentru că o recunoaște. Vai, uitați și... E nemaipomenit. Și acum trecem la vocea Moldovei. Vocea Moldovei Radio Iași. Da, se întâmplă, ni se întâmplă tuturor. Ni se întâmplă să fim recunoscuți. Sigur că suntem mândri și ne place.
se întâmplă asta pentru că vocile de la Radio Iași sunt voci distincte, sunt voci calde și sunt voci care, nu știu, îi inspiră siguranță atunci când comunică ceva. Mă gândeam, uite, noi cu 25, ei cu 75, ar trebui să le spunem bădie sau ceva de genul ăsta. Suntem tineri. Suntem tineri, exact. Și trebuie să le spunem telespectatorilor că mulți dintre cei care sunt sau au fost în TVR și au pornit în radio și la început au fost aceeași instituție, acum sunt două instituții surori și ne bucurăm să putem colabora. De multe ori, cei care facem teren, realizăm transmisii și ne ajutăm ca întotdeauna. Și tuturor și celor văzuți și nevăzuți, și de la voi și de la noi, cei care sunt în spatele camerelor de filmat sau la pupitre sau în spatele microfonelor, la voi le spunem la mulți ani încă o dată, pentru că e important. Mulțumesc, la mulți ani și vouă. Și sunt onorată să fiu aici de ziua voastră. E chiar extraordinar pentru mine. Vă mulțumesc mult! Și noi mulțumim. Ieri am fost în direct, nu? La Radio Iași, da. Împreună. Am sărbătorit momentul acesta special. O minune a tehnicii, oricum. Două provocări. Astăzi la ora 16 în sala Studio TVR Iași. Vin. Și duminică de la ora 12 într-o ținută sport. Așa. În Palace Mall, pentru a putea face mișcare alături de TVR Vin Iași. Și acolo. Da? Mulțumesc frumos pentru invitație și ascultătorii noștri sunt invitați la evenimentele pe care voi le organizați. Eu vă doresc mult succes. Știu că va fi un succes și astăzi și sâmbătă. Mulțumim frumos. Mulțumim. Și vă doresc să aveți o aniversare veselă, frumoasă și alături de prieteni. Împreună cu toată lumea. Eu mă uit și la această, Eliana, am să fiu eu polițistul rău în această dimineață, dar asta este. La și 27, deci suntem pe aproape. Da, 20 de secunde, 20 spun de repede secunde. Ca să mă încadrez în timp. Vorbim de cei 60 de ani pe care Opera Națională Română din Iași îi împlinește. Colegul nostru, Alex Vasiliu, a realizat un serial despre anii aceștia frumoși. Vedem un fragment din acest film, după care revenim să-i sărbătorim pe cei de la operă, așa cum se cuvine. Ieșirii, având și ei un spectacol care nu fusese până atunci, au onorat spectacolul cu o ținută elegantă, doamnele la ținute, domnii la ținute. Așa mi s-a părut mie și așa a fost. Au onorat spectacolul. Și au fost extraordinar de darnici cu noi. Ne-au aplaudat, ne-au scos la rampă de atâtea ori.
lipsa imaginilor filmate din spectacolele primelor stagiuni, înregistrările audio, fotografiile, cronicile publicate în presă, reprezintă astăzi documente prețioase ilustrând epoca de început și valorile interpretative de care a avut parte Teatrul de Opere din Iași. Cronicar consecvent, pasionat, riguros al vieții muzicale ieșene, profesorul George Pascu a urmărit de-a lungul anilor și spectacolele tânărului Teatru de Operă. Iată ce scria domnia sa în cotidianul Flacăra Iașului de duminică 3 martie. Jana Pârvulescu a cântat cu multă grație rolul Rozinei, cu care s-a identificat. Coloratura naturală a glasului său a impresionat plăcut. Glasul său, deși mic, e de calitate. Pasajele de staccatură le emite cu o fermecătoare naturalețe. Cu jocul său degajat, cu ingenuitatea ei, cu încântarea pe care o dă glasul, Jana Pârvulescu a cucerit sala. La fel și Victor Popovici, care a cântat dovedind o deosebită sensibilitate muzicală și multă înțelegere. El a adăugat un joc frumos studiat, care a redat un alma viva spre care au mers simpatiile sale. La mulți ani, Opera Națională Română din Iași, 60 de ani de poveste. Alături de noi este Cosmin Marcovici, managerul interimar al operei. Bună dimineața și la mulți ani! Salut, mâna, bună dimineața! Mulțumesc, la mulți ani și dumneavoastră, la mulți ani TVR Iași, la mulți ani Radio Iași. Este o onoare pentru mine să mă aflu aici. Apreciez extraordinar de mult activitatea acestor două instituții și mai ales faptul că și-au păstrat coloana vertebrală nealterată. Mulțumim frumos! Fragmentul de mai devreme v-a stârnit amintiri. Da, un fragment din Barbierul din Sevilla, aria lui Figaro, interpretată de marele maestru Bădulescu. Extraordinar! Era o înregistrare la 2 ani după ce s-a deschis opera. Din 58 și chiar mă uitam în niște poze, apăreau niște costume care le-am purtat și eu. Și m-a făcut puțin să lăcrimez, să am un sentiment foarte, foarte trist, nu știu de ce. Dar cât de greu e pe scenă să intri într-un astfel de costum, care oricum te duce în starea respectivă, dar să știi că înaintea ta, acum 40-50 de ani, în același costum, a fost un interpret care nu are termen de comparație. Este o emoție copleșitoare. Deci este copleșitor acest sentiment. Dar avem noi toți artiști, avem pe cineva acolo sus care ține mult cu noi. Și îi face să trezească chiar la această oră să fie prezenți într-un studio de televiziune. N-a fost ușor, să știți. N-a fost ușor, tocmai de aceea mulțumim, dar asta îi facem matinalul de dimineață. Așa am făcut noi în televiziune. Cât de greu e pentru Cosmin Marcovici să fie și pe scenă și să-și asume și aceste furci caudine ale unei funcții de conducere? Din păcate, pe scena operei ieșene mai puțin am apărut în ultima perioadă și din ce în ce mai puțin am să apar, dar în țară am avut spectacole, am avut Carmen, am avut și operetă, chiar intenționez de la anul să mă axez doar pe operetă, vreau să renunț la operă. Ca și manager este o răspundere foarte mare. Nu este ușor deloc, dar am în spatele meu o echipă extraordinar și le mulțumesc pe această cale. Știu că ați colaborat la prima, de fapt, colaborare cu opera din Iași. Ați avut și un incident aparte. De fapt, ați renunțat la colaborare pentru că aveați părul lung, nu? Am avut mai multe incidente. Da, v-ați gândit în acel moment că veți reveni pe scena operei, dar mai mult de atât, veți fi chiar la conducerea acesteia? Nu m-am gândit că voi fi la conducerea acesteia, dar cu siguranță mi-am dorit să revin. Într-adevăr, în 88 am fost angajat în cor. N-am rezistat decât o lună pentru că am fost dat afară, pentru că aveam părul prea lung. Asta este. Și acum se poate un manager cu părul lung. S-a răzbunat apoi cu participarea în trupele rock și trebuie să spunem că a fost și un proiect TVR Iași, la fel împreună cu Da, alături de TVR Iași am făcut un videoclip superb. Mulțumesc echipei. Super. Ei, Fox, sunt băieții, da. Și Violeta și restul meu. La fel cum și noi, trebuie să spunem că de fiecare dată atunci când e deschiderea, închidere de stagiune, ultimul mare spectacol pe care l-am lucrat, cel mai recent, să spunem, împreună, e
Magia Serie, în care din nou am lucrat împreună cu echipa de aici, a venit și doamna Rancea și zic că pentru cei de acolo, producția de car vizionată pe ecranele gigant, dar și pentru cei care urmăresc producția de televiziune din Iași sau din toată țara, a fost un moment în care să arătăm că împreună suntem o echipă redutabilă. Exact, și doar împreună putem reuși. Tocmai mă gândeam, dacă TVR-ul este înfrățit cu radio, aveți nevoie și de un frate de vârstă mai medie, așa, cum ar fi Opera. Ar fi super, pentru că doar în echipă se pot face lucruri extraordinare. Și sărbătoriți pe scenă, în această seară de la ora 18.30, Tosca, primul spectacol de pe scenă. În seara aceasta avem spectacolul cu Opera Tosca, este un spectacol extraordinar, un spectacol foarte drag nouă. Cu invitație specială. Cu invitație, este o distribuție de excepție, o avem pe marea soprană Lila Lee din Coreea de Sud, care va interpreta rolul Floriei Tosca, îl avem pe și mai marele Carlos Almaguer, baritonul care va interpreta rolul Scarpia și, nu în ultimul rând, pe Kamen Chanev, unul din cei mai buni tenori din Europa la ora actuală, în rolul lui Mario Cavaradossi. Biletele s-au epuizat, dar cei care vor să vadă totuși spectacolul îl pot vedea live pe site-ul Operei. Spectacolul va fi transmis live pe site-ul Operei. Avem și imagini de la conferința de presă, îi vedem pe artiști. Spuneau că le place foarte mult Iașul și că abia așteptau să ajungă aici. Cum a fost la repetiții cu ei? Prima repetiție, vreau să vă spun că live îi văzusem doar pe doi dintre ei, pe Kamen Chanev, cu care am și cântat, am împărțit spectacolul. Și pe Carlos Almaguer, pe Lila Lee nu o cunoscusem, vreau să vă spun că este... Pe scenă este de o frumusețe rară și are o voce fenomenală. La prima repetiție m-am simțit ca în studenție, când am intrat în sala Operei și am văzut repetiții și efectiv am rămas înmărmurit de ce calitate puteau să aibă acești oameni. Într-adevăr, se simțea și la conferința de presă entuziasmul lor și bucuria că se află aici, mai ales la momentul acesta aniversar. Tosca din 2003, în fiecare an, nu pe scenă la deschiderea... Da, în această perioadă tot timpul sărbătorim cu acest spectacol. Vreau să menționez că niciunul dintre ei n-a mai cântat pe scenă Operei Iașene. Nu văzuseră teatru decât în poze și au rămas extraordinar de surprinși să vadă o asemenea frumusețe de clădire. Le-a plăcut foarte mult și colectivul, toată lumea este foarte dăruită, toată lumea face această meserie în ghilimele, pentru că nu poate fi numită meserie, cu mare drag. Și au fost extrem de impresionați. Abia așteaptă să se întoarcă și cu siguranță se vor întoarce. În această seară de la ora 18.30, pentru cei care și-au cumpărat bilete, cu siguranță vor fi acolo, ceilalți pot urmări pe site-ul Operei Iași. Vă așteptăm cu drag. Direct. Ce urmează după acest spectacol? După acest spectacol, pe data de 11, este Boema, Cine, în care vor evolua soliștii Operei din Iași. Vom avea încă un spectacol de Văduva Veselă, după care vom face un mini-turneu la București, tot cu Văduva Veselă. Vor urma două spectacole de Crăciun și la finele anului două spectacole de Liliacul, care iarăși va fi un spectacol extraordinar, cu probabil cea mai haioasă distribuție a tuturor timpurilor. Mulțumim că ați venit în această dimineață, la mulți ani încă o dată. La mulți ani și dumneavoastră, mulțumesc tare mult. Și vă spunem să fiți alături de noi și astăzi, de la ora 16, la Caravana Filmelor Documentare, dar și mâine seară la spectacolul nostru aniversar. Săptămâna trecută, pe strada Lăpușneanu, a fost organizat un flash mob pregătit de ansamblul folcloric Teodor Burada. Dacă vă era dor de un flash mob. Da. La flash mob-ul de acum 3 ani am avut... prietenii alături de noi, prietenii de la Operă. Și ce momente frumoase. Și ce momente frumoase. Vedem, poate la anul reedităm. Doamne ajută. Un flash mob care a fost organizat în cadrul Festivalului Muzicii Românești, pentru că tot vorbim de muzică. Zic să urmăriți cu noi cum a fost cu la acest drag. Flash mob. După care revenim și vorbim despre cei 25 de ani de TVR Iași. Thank you.
zi, același prieten, la mulți ani TVR Iași, la mulți ani doamnei Carmen Olaru, director al TVR Iași. Mulțumesc, la mulți ani echipei, celor care, iată, au făcut ca să ajungem la cifra asta de 25 de ani. Nu e puțin lucru și dacă stau și mă gândesc că din cei 25 ai TVR Iași, eu am parcurs cu mulți dintre cei care sunt și astăzi aici la emisiune. Mă gândesc la Gabi Rotaru, în primul rând la colegii de la Tehnic, la Adrian Munteanu, care este în regie. Eu spuneam, am parcurs 24 alături de acești doi colegi pe care i-am văzut acum de dimineață, dar cu siguranță mulți dintre cei aflați și la camere și în regia de emisie, în regia de sunet, au mulți ani de când sunt la TVR Iași, pentru că probabil tu ești cel mai tânăr membru al echipei și ai și tu vreo 3-4 ani, nu? 3 ani jumătate, exact. Și sunt foarte fericită că m-ați primit în această frumoasă familie, pentru că o numesc de acum familia mea, familia TVR Iași, și asta mă bucură foarte mult. Ieri a început aniversarea noastră, ziua porților deschise, foarte mulți tineri și nu numai au fost aici, ne-au văzut studiourile, a fost caravana filmelor documentare, care a strâns foarte mulți oameni în sală, dar și reacții. Da, a fost prima zi a caravanei filmelor documentare, de această dată filme TVR Iași, filmele premiate în acest an, 7 filme, 7 distincții obținute. Aș fi vrut să fie mai multă lume, pentru că știu sigur că producțiile pe care le-am oferit publicului sunt foarte valoroase. Ele vor putea fi revăzute în această dimineață în programul TVR Iași. Au fost reacții bune, cred că și astăzi vor fi, în cea de-a doua zi a caravanei filmelor, oameni care vor aprecia producțiile pe care le oferim. Mai ales că așteptăm istoria călătoare. Așteptăm istoria călătoare, da, este un moment foarte drag și cred că acest film, 25 de ani, o istorie călătoare, pe care astăzi îl vom proiecta în premieră, el va fi momentul cel mai important, momentul central al caravanei filmelor, și mi-aș dori ca să fie în sală alături de noi prieteni ai noștri, protagoniști ai filmului, pentru că această caravană care a ajuns în 12 locuri din întreaga Moldova a readus în memoria acelor comunități momente foarte plăcute pe care le-a trăit comunitatea sau le-au trăit comunitățile împreună cu TVR Iași. Și n-am să spun mai mult, cine vrea să afle, să fie alături de noi mai ales în sala studio. Și realizatorii emoționați la Da, este moment. O echipă mai mare și n-am să numesc decât pe colegele mele care au avut ideea de la care a pornit filmul. E vorba de Violeta Gorgos și Raluca Aftene. Dar a fost o întreagă echipă, nu doar de realizatori care au căutat în arhivă și au amintit de momentele importante pe care le-au trăit în toate județele Moldovei. Apoi este echipa tehnică, echipa de producție, o echipă mare și n-am să o mai numesc. Repet, astăzi de la ora 16, cine dorește să afle cum s-a realizat acest film și mai ales cum este el astăzi, poate să fie prezent în sala studio. Intrarea este liberă, nu, Horia? Intrarea liberă în limita locurilor disponibile, exact ca la spectacol. Iar mâine seară ne pregătim de un spectacol aniversar, să spunem că vor fi foarte mulți prieteni apropiați ai studioului nostru pe scenă. Da, vor fi prieteni și am să-l provoc și pe Horia îndată să vorbim despre acest spectacol, dar înainte vreau să fac o surpriză și colegilor din emisie, uite, poate și lui Gabi Rotaru. La fel am să arăt un lucru care e puțin cunoscut. E vorba de un album cu câteva fotografii pe care le-am adunat în cei 25 de ani. Aici e Gabi Rotaru, acum în regie, mai înainte făcea poze pe aici. Aici o primă poză cu ședință de redacție TVR Iași, cu Vanda Condurache, domnul Grigore Ilisei, Ion Moraru, Cornel Slătinaru,
Ioana Lungeanu, o avem pe Vanda aici, pe Irina Radu, poze foarte dragi nouă, care înseamnă de fapt o istorie. Este un album, iată-l iar pe Gabi, cu Carla Tompeaș, cu Irina Păcuraru, cu logo-ul și sigla noastră care ne ține de 25 de ani. E un lucru pe care l-am făcut mai mult pentru noi, cei din interior, pentru că de multe ori uităm să ne sărbătorim pe noi înșine, chiar dacă noi ne spunem așa la mulți ani. Ne gândim, și asta e foarte bine, ne gândim în primul rând la telespectatori și de aceea ajungem și la spectacolul de mâine. Spectacolul de mâine, primul pas, primul segment în proiectul transfrontalier TVRH 25, Iași, Cernăuți, Chișinău, derulat împreună cu Primăria Iași, Consiliul Județean Iași și cu alți parteneri, o să-i amintim la spectacol. Un mod prin care facem un arc peste timp și un arc peste Prut, pentru că Orchestra Folclor a Filarmonicii de Stat din Chișinău vine pentru a doua oară la Iași pentru acest spectacol. Amintim doar capetele de pod, spuneam Matilda Pascal cu jocărița, Ion Paladi de la Chișinău va fi alături de noi. Intrarea doar pe bază de invitații de aici, de la TVRH, pe care o obțineți în concursul telefonic sau la alte concursuri, dacă mai sunt foarte, foarte puține invitații. Vor fi foarte mulți tineri și foarte tineri susținuți în cariera lor încă de la început de TVRH, toți au confirmat, au vârste diferite, vor veni și colegi de la celelalte studiouri. Lasă-mă să spun eu surpriza asta. Da, ne-am gândit să venim și anul acesta cu lucruri noi, în afară de faptul că din nou sunt invitați interpreți din Republica Moldova, din Ucraina, de fapt concret, de la Cernăuți și de la Chișinău, am să spun că sunt invitați colegi care reprezintă celelalte studiouri teritoriale, pentru că până la urmă recreăm o hartă a României prin prezența interpreților de la Timișoara, din Banat. E vorba de colega noastră Felicia Stoian, de la Târgu Mureș va veni Ioan Cristian Țăran și de la Bistrița, reprezentând TVR Cluj, Alexandru Pugna. Ei sunt și prezentatorii emisiunii Cântec și Poveste, iar Craiova este reprezentată de o olteancă micuță, are 9 ani, este un produs tânăr susținut de TVR Craiova, Denisa Popescu. Deci iată că studiourile teritoriale vor fi împreună și zic eu că nu e puțin lucru. Asta, momente de dans și alte surprize acolo, împreună cu Supla și fermecătoarea mea colegă Laura Lucescu. Să nu uităm, dacă tot ai vorbit de Laura Lucescu, să vorbim și de Lucian Lucescu, pentru că duminică ne întâlnim cu el, dar și cu întreaga echipă TVR Iași. Așa facem este. Sport împreună. Facem sport pentru că TVR Iași iubește sportul și nu e doar o lozincă. Am mai făcut un astfel de exercițiu în urmă cu 3 ani, cred, pe pietonalul de pe Ștefan cel Mare, în fața primăriei, și atunci au fost sute de oameni dornici să facă mișcare împreună cu noi, cu sportivii Iașului, cu campionii Moldovei. Și de această dată Lucian se ocupă să fim într-un complex mare din Iași, să facem mișcare, să învățăm cum să ne alegem sportul preferat, care ne este sportul care ni se potrivește cel mai bine și, nu în ultimul rând, să ne mișcăm, pentru că după o săptămână și în cazul nostru de agitație, de evenimente, mișcarea va fi perfectă, zic eu. Duminică la ora 12 vom fi cu toții acolo. Mulțumim frumos, la mulți ani încă o dată. La mulți ani, la mulți ani și telespectatorilor pe care îi așteptăm azi, mâine și duminică alături de noi. Mulțumim, găsiți programul complet pe pagina noastră de Facebook, Bună Dimineața Moldova sau TVR Iași, dar și pe site-ul nostru iași.tvr.ro. În această formulă de 2 ne veți revedea și mâine dimineață de la ora 8. Vă spunem din nou, Bună Dimineața Moldova, o ediție specială. TVR Iași împlinește 25 de ani și îi marcăm așa cum trebuie. Să aveți parte de o zi frumoasă. Mulțumesc, Horia. Vă așteptăm, nu ne luăm la revedere. Vă așteptăm aici de la ora 16. Gânduri bune de la Iași, o nouă zi, același prieten.